Fotbaliștii Petrolului vor înfrunta mâine după amiază în optimile de finală ale Cupei României pe Sănătatea Cluj, o trupă de Liga a treia. Însă petroliștii sunt avertizați că nu trebuie să se joace cu sănătatea fotbalistică. Asta pentru că cei porecliți Viru și Verzi au furnizat surpriza competiției runda trecută, când au eliminat Viitorul lui Hagi. Partida se va disputa pe Cluj Arena, acolo unde trupa petrolistă a pierdut ultimele două meciuri oficiale. Acum, galben-albaștrii vor să se califice în sferturile de finală împotriva unui adversar cu destui jucători care au evoluat în prima ligă. Antrenorul Flaviu Stoican a pus în temă pe cei 20 de jucători deplasați în Ardeal să trateze disputa într-un mod profesionist. Cupa României reprezintă un obiectiv cât se poate de important pentru noi și firesc ne dorim să mergem cât mai departe. Știm că meciul cu Sănătatea nu va fi unul ușor și va trebui să tratăm confruntarea cu toată seriozitatea ca să obținem calificarea, a spus tehnicianul petroliștilor. Din efectivul Găzarilor nu fac parte nici de această dată Wallace da Silva și Cristian Sârghi, cei doi fundași centrali nefiind încă refăcuți în totalitate. Lotul Petrolului a ajuns în această seară la Cluj pe Calea Aerului, urmând să revină acasă în cursul zilei de joi tot cu avionul. Suporterii ploieșteni care vor fi prezenți la această dispută își pot cumpăra bilete doar în sectorul rezervat oaspeților, la prețul de 13 lei.